Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru sâmbătă 15 mai. Și acum hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru ziua de sâmbătă 15 mai. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, avem niște cărți interesante aici. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Luna, arcana majoră, care în tarot ne vorbește despre zodia peștilor, dar și despre lucruri care nu sunt așa cum par. Marele risc din spatele acestei cărți este de neînțelegeri. Și nu e vorba neapărat de neînțelegeri cu rea voință, dar nu mă aștept că o să fiți mințiți, trădați, nu, în niciun caz. Vorbesc aici de două persoane care aud aceeași informație, care citesc același text, care văd același lucru, aceeași situație, aceleași interacțiuni între două persoane și trag concluzii complet diferite, chiar la polul opus. Astăzi s-ar putea ca voi și partenerul sau partenera voastră să citiți același mesaj, același SMS sau aceeași postare pe o rețea de socializare și să interpretați lucrurile în moduri complet diferite. De asemenea, e posibil ca un SMS, un mesaj pe care îl primiți de la o persoană, voi să-l interpretați complet diferit față de cum a fost intenția persoanei respective când v-a scris sau v-a lăsat mesajul respectiv. Prin urmare, astăzi, mai mult decât în alte zile, e important să nu trageți concluzii pripite și atunci când ceva vă deranjează sau vă supără, încercați mai întâi să comunicați verbal, față în față sau telefonic cu persoana respectivă, astfel încât să clarificați orice posibile neînțelegeri. Pentru cei care sunteți de-abia la început de relație sau care de-abia acum începeți să discutați cu o persoană pe care o vedeți ca un posibil partener sau parteneră, aveți grijă să nu vă faceți iluzii de șarte. Nu vă bazați pe faptul că sunteți capabili să interpretați subînțelesul sau lucrurile spuse printre rânduri, pentru că astăzi există un foarte mare risc că o să interpretați lucrurile greșit. Și la fel cum e posibil să vă supărați sau să vă deranjeze anumite lucruri pe care le interpretați greșit, la fel de posibil este să fiți la polul opus și să vă imaginați că lucrurile sunt mai roz, mai frumoase, mai bune, mai armonioase decât sunt în realitate. Mesajul zilei este să clarificați toate lucrurile pe care nu sunteți siguri și lucrurile pe care sunteți 100% siguri, mai bine clarificați-le astăzi, nu le luați de bune, pentru că există un foarte mare risc de neînțelegeri, de a vă crea așteptări, iluzii care nu sunt conforme cu realitatea. Pe partea de sănătate avem aici treiul de cupe, treiul de emoții, carte care vine și cu aspecte pozitive și cu aspecte negative. Partea negativă este că această carte vine cu un risc de excese, mai ales atunci când vine vorba de consumul de alcool. Prin urmare, aveți aici foarte mare grijă și țineți-vă departe de tot, dacă se poate, astăzi de alcool. Partea pozitivă este că pentru cei care aveți o problemă de sănătate, puteți să găsiți soluția, tratamentul, terapia sau medicul, terapeutul prin intermediul unor prieteni, a unor cunoștințe. Cineva din cercul vostru de prieteni vă recomandă un medic, un terapeut, o clinică, o dietă, un stil de viață care este în perfectă armonie cu nevoile corpului vostru la momentul prezent. Ascultați aceste sfaturi, ascultați aceste recomandări, pentru că vor fi foarte benefice pentru voi și vă vor ajuta să aduceți mai multă armonie, mai mult echilibru în viața voastră, să obțineți o stare de sănătate mai bună,
să aveți mai multă energie și per total să fiți mai fericiți, mai împliniți, mai echilibrați. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem 10-le de emoții. Pe departe, cea mai frumoasă carte din etalarea pentru această zi. 10-le de emoții sau 10-le de cupe ne vorbește despre un ajutor primit din partea familiei. Și aici nu vorbesc doar de rudele de gradul 1 și 2, ci despre familie în general, familia lărgită. Și pentru o parte dintre voi, s-ar putea ca astăzi să mergeți în vizită la niște rude, s-ar putea să fie niște rude pe care nu le-ați mai văzut de mult timp și să aveți motiv de sărbătoare, motiv de bucurie, motiv de fală și de mândrie. Fie prin faptul că voi ați obținut un loc de muncă foarte bine plătit, fie prin faptul că puteți să vă ajutați niște membri din familie să își găsească și ei un loc de muncă sau că cineva din familie vă recomandă pentru un loc de muncă. Aici lucrurile poate să meargă în ambele direcții. Fie voi ajutați pe cineva din familie sau cineva din familie vă ajută pe voi. Pentru cei tineri care nu sunteți încă angajați, 10-le de emoții mi-arată că astăzi este momentul ideal să mergeți în vizită la niște rude, la niște verișori, la niște mătuși, unchi, s-ar putea să fie chiar niște rude mai îndepărtate și din discuțiile cu aceste persoane, din interacțiunile cu aceste persoane, s-ar putea să aflați de un internship, de o facultate la care nu v-ați gândit, de o carieră, o traiectorie, un drum în viață la care nu v-ați gândit până acum și care de fapt este foarte potrivit pentru voi, este foarte benefic pentru voi și ar trebui să țineți cont de aceste opțiuni, de aceste posibilități. Per total, pe partea de carieră, bani și afaceri, o zi foarte plăcută, foarte benefică, chiar dacă este o zi din timpul weekendului, nu este o zi lucrătoare, profitați de această energie ca să sărbătoriți împreună cu familia, cu oamenii din cercul vostru de prieteni care vă susțin, pentru că lucrurile par să meargă într-o direcție foarte, foarte plăcută, foarte pozitivă pentru voi sau pentru cineva din familia voastră, din cercul vostru de prieteni. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi de la aceste cărți oracol. Hai să vedem mesajul pentru ziua de sâmbătă, 15 mai. Îmi binecuvântez familia cu iubire. Dacă doresc iubire și acceptare din partea familiei mele, trebuie să am iubire și acceptare pentru ea. Un mesaj foarte frumos care vine și completează toate aceste trei cărți care au ieșit în etalarea pentru această zi. Atât pe partea de dragoste, dați ceea ce doriți ca și voi să primiți de la familie, de la partenerul sau partenera voastră. Pe partea de carieră, de afaceri, de bani și finanțe, la fel. Ajutați-i pe cei din familia voastră și ei, la rândul lor, o să vă ajute pe voi. Și la fel, pe partea de sănătate, aici din cercul de prieteni, din familia mai apropiată sau mai îndepărtată, poate să vă vină niște informații foarte benefice pentru voi astăzi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!